Din 2006, 18 octombrie a fost declarată Ziua Europeană împotriva traficului de persoane. La Suceava, pentru marcarea acestei zile, sub coordonarea Centrului Regional împotriva traficului de persoane Suceava, se desfășoară mai multe acțiuni, între care și o piesă de teatru care vrea să atragă atenția publicului asupra pericolului la care se expun tinerele. Aproximativ 62% din traficul de persoane din Uniunea Europeană se face în scopul exploatării sexuale. Întrucât la nivelul țării noastre a fost identificat un număr mare de victime și o incidență crescută a vulnerabilităților, datoria noastră este luăm parte la această zi, concentrându-ne efortul pe creșterea nivelului de conștientizare a problemei și pe crearea unui mesaj comun pentru a preveni acest tip de crimă organizată în țara noastră. Înțelegerea dimensiunii acestei probleme în România a dus la dorința de a crește implicarea societății civile. Cu ocazia Zilei Europene împotriva traficului de persoane, în afară de conștientizare, ne dorim să încurajăm pe toată lumea să se implice, oferind un cadru și resursele necesare pentru a face acest lucru, a declarat coordonatorul Centrului Regional împotriva traficului de persoane Suceava, subcomisar de poliție Liliana Orza. Așa se face că în săptămâna 17-23 octombrie 2016, la nivelul județului Suceava au fost programate diferite acțiuni. Pe lângă activitățile de informare și conștientizare a elevilor din școlile sucevene, care vor fi realizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, va fi și o întâlnire a echipei interinstituționale de lucru pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane la nivelul județului Suceava, la sediul instituției prefectului Suceava. Conform calendarului stabilit de Federația Sanitas din România, acțiunile de protest din sănătate vor continua miercuri pe 19 octombrie 2016 cu o grevă de avertisment în intervalul orar 8-10. La protest participă și membrii sindicatelor Sanitas din Suceava. În perioada celor două ore de grevă, protestatarii vor asigura o treime din activitatea obișnuită și toate urgențele medico-chirurgicale. Membrii sindicatelor Sanitas din județul Suceava și-au exprimat hotărârea de a participa la proteste, adunând peste 1600 de semnături în perioada 15 septembrie-10 octombrie anul curent, a informat președintele Uniunii Sindicale Județene Sanitas Suceava, Romică Balan. Acesta a precizat că protestul se va desfășura la nivel național, în toate unitățile sanitare, medico-sociale și de asistență socială, unde sunt constituite sindicate Sanitas. În perioada celor două ore de grevă, protestatarii vor asigura o treime din activitatea obișnuită și toate urgențele medico-chirurgicale. Informăm populația că toți pacienții internați vor beneficia de tratament și îngrijire medicală, că nu vom aduce prejudicii sănătății acestora prin protestul nostru. Ne exprimăm speranța că nu vom fi împiedicați în exercitarea dreptului nostru la proteste, că vom fi corect înțeleși și de către pacienți și de către cei care nu susțin sau nu simpatizează cu sindicatele Sanitas, a mai arătat președintele UJS Sanitas Suceava. AJUFM Suceava organizează joi pe 20 octombrie 2016 la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Corpul E, începând cu ora 10, bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul are loc simultan și în localitățile Fălticeni, Rădăuț și Câmpul Lung Moldovenesc. Potrivit AJUFM, bursa a înregistrat un număr de peste 340 de locuri vacante la nivelul județului, anunțându-și prezența cel puțin 66 de angajatori. Alături de ofertă de locuri vacante pe plan local, persoanele interesate vor putea consulta și solicita consiliere pentru a ocupa locuri vacante în străinătate, mediate prin rețeaua EURES a serviciilor publice din Europa. Sunt disponibile un număr de 1411 locuri vacante în statele membre UE, din care cele mai multe pe piața spaniolă a muncii. Bucovina Rădăuți a revenit pe primul loc în campionatul Ligii a 4-a. Galben-albaștri au ajuns la 7 meciuri fără gol primit după ce au trecut pe stadionul municipal de grupare Avântul Volovăț cu scorul de 6-0. Șomus Fălticeni a schimbat liderul în campionat după ce a câștigat pe teren propriu cu 3-1 în fața celor de la Progresul Rădăuții Vechi. În cel mai tensionat meci al etapei, Șomuzul Preutești s-a impus pe teren propriu cu 2-1 în fața Viitorului Liteni. Dorna Vatra Dornei este singura echipă din fotbalul județean care a câștigat toate meciurile disputate de la startul actualului sezon. Formația antrenată de Relu Buliga a urcat pe locul secund în seria de munte din Liga 5-a după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în deplasarea de la Dorna Candrenilor.